Domnule Valeriu Stoica, sărbătorit la început de octombrie împlinirea 60 de ani. Un bun prilej să priviți înapoi cu mândrie la tot ce ați realizat până acum, adică un brand prestigios Stoica și Asociații în avocatură, modelarea unor generații de studenți prin activitatea de profesor universitar, un hobby ce a transformat domeniul viticol dezvoltat lângă Drăgășani într-un business promițător și, mai important decât toate, o familie frumoasă și unită. Ce contează cel mai mult? Care este creația dintre cele cunoscute și mai sus enumerate, ori poate mai puțin știute de noi gazetarii? Care este creația, spuneam, care vă umple acum de mândrie și de ce? Sunt două mari realizări. Familia și profesia. Familia pentru că este sursa de echilibru, este cadrul în care se învață lecția iubirii, lecția prieteniei, lecția bunătății, lecția toleranței, lecția respectului reciproc. Profesia pentru că ea oferă cadrul în care se poate dezvolta și împlini personalitatea noastră. Mă bucur că am avut șansa în viață să am o familie unită și, pe de altă parte, cu sprijinul familiei, să pot să mă dezvolt, să mă realizez profesional. Aș porni discuția noastră de la Societatea de Avocatură, poziționată pe primele loc în directoarele juridice din ultimii 4 ani în domeniul litigiilor și arbitrajului. În toate aceste ghiduri juridice sunteți indicat drept un personaj cheie și o figură dominantă în această arie de practică. Ar putea veni recunoașterea și din faptul că sunteți profesor universitar sau că ați condus Ministerul Justiției o perioadă? Ori referințele clienților și competitorilor din piață sunt date mai degrabă de victoriile în plan juridic obținute de-a lungul timpului. Care credeți că sunt taturile dumneavoastră și ale societății de avocați în această arie de practică? Mai întâi aș spune că, deși e adevărat că în domeniul juridicilor și arbitrajului, acestei directoare, în partea dumneavoastră, pun în lumină poziția pe care o ocupăm în lumea juridică românească, Societatea noastră de avocați are performanțe foarte mari și în domeniul consultanței. Asta rezultă, în primul rând, din faptul că avem clienți și instituții financiare internaționale foarte importante, cum sunt Banca Mondială, AFC, EBRD, avem clienți corporații internaționale importante, corporații românești importante și, nu în ultimul rând, chiar clienți și persoane fizice, dar care ridică probleme de consultanță foarte complicate. Revin însă la întrebarea dumneavoastră. Principalul acolo este competența profesională. Recunoașterea pe care o putem dobândi în profesie vine din competență, în primul rând. Faptul că am fost ministru, faptul că sunt profesor, faptul că mă bucur de un anumit prestigiu ca avocat, toate acestea se bazează pe competența profesională. Și, evident, competența profesională este cea care susține performanțele în profesie. Sau, cum spuneți mai devreme, victoriile în profesie. Cred însă că în profesia de avocat, ca și în alte profesii, deși rezultatele sunt foarte importante, drumul către rezultate este cel mai important. Eu sunt un luptător, am o structură de luptător. Victoriile, într-adevăr, satisfac, dar înfrângerile ambiționează. Ca urmare, trebuie să știi să înveți și din unele și din altele și trebuie să pricepem sensul pe care un poet foarte bun, la care țin, Boris Pasternak, îl include într-un vers al lui în care spune: tu însuți nu deosebi înfrângerile de victorii. E adevărat că uneori e greu să nu faci diferența, mai ales ca avocat, dar ceea ce este important este lupta pentru a obține o victorie. Și atunci cred că atuul nostru e cel mai serios în profesie, este puterea de a lupta, competența profesională și, evident, valorile societății noastre. Integritate, curaj, fidelitate. Eu cred că societatea noastră de avocați este o școală de formare profesională și de formare a caracterului. Este, cred că, cea mai importantă dimensiune a societății noastre de avocați. Sunt bucuros că, de-a lungul timpului, s-au format aici avocați foarte buni. Unii urmează cursul profesiei lor în mod independent, dar toți care s-au format aici la această școală de, zic
eu caractere și de performanță profesională, au avut multe lucruri de învățat de la mine. Pentru că vorbeam de, eu știu, forța brandului și de performanțele firmei, trebuie să spunem că Stoica și Asociații este un brand puternic pe piața avocatului, susținut evident de greutatea numelor Valeriu și Irinel Stoica. Vreau să vă întreb cât de importantă vă credeți că este notorietatea profesională, credibilitatea, încrederea pe care o inspiră un avocat și cât contează astăzi știința de carte a avocatului, cât relaționarea și numărul contactelor. Care mai sunt azi ingredientele performanței în avocatură? Recunoașterea de care se bucură societatea noastră de avocați este determinată nu doar de performanțele partenerilor fondatori, este determinată de performanțele tuturor avocaților care lucrează în această societate. Evident, mă refer în primul rând la partenerii noștri, dar și la ceilalți avocați, senior sau junior, pentru că împreună formăm o echipă, iar performanțele se bazează pe calitățile individuale, dar se bazează și pe sprijinul de echipă. Cred că astăzi, într-o lume în care competiția este foarte acerbă, sunt importante notorietatea, sunt importante contactele, sunt importante, să zic așa, comunicările pe care le poți face în diferite medii profesionale și în diferite medii corporatiste, dar cred că este nevoie de un echilibru. Este nevoie de un echilibru între calitățile profesionale pe de o parte, este nevoie de un echilibru între aturile profesionale și acest mod de a te relaționa cu societatea. Avocatul este nu doar un profesionist, este un om în slujba celorlalți. Ca să poți să fii slujba celorlalți, trebuie să fii recunoscut ca atare. Ceilalți trebuie să te recunoască. Și din acest punct de vedere, un avocat trebuie să știe în egală măsură să performeze profesional, dar să știe în aceeași măsură să comunice cu oamenii și mai ales în mediile corporatiste este un tip specific de comunicare, este un tip specific de comportament, este un tip specific de autocontrol. Noi insistăm foarte mult pe ideea că o calitate importantă a avocaților este echilibru intern, echilibru interior. În felul acesta poți să reacționezi cu luciditate, cu calm și cu pricepere în cele mai complicate situații. În ce tip de proiecte vă mai implicați direct ca avocat? Există un proiect pe care îl considerați interesant și de care ați rămas atașat? Care a fost cel mai important moment de împlinire profesională? Nu fac parte dintre profesioniștii care își ierarhizează proiectele. Ce vreau să spun prin asta? Riscul de a face o ierarhie, de exemplu, în funcție de miza financiară a unor proiecte, este foarte mare. Tocmai pentru că avocatul este în slujba celorlalți, el trebuie să performeze indiferent de miza financiară a fiecărui proiect. Iată de ce, de sufletul meu, sunt apropiate toate proiectele în care lucrez și caut ca în fiecare proiect, indiferent de dimensiunea lui, indiferent de miza lui financiară, să dau ce mai bun împreună cu echipa în care lucrez. Nu pot să spun că un proiect de o dimensiune mai mică este mai puțin important decât unul care o dimensiune foarte mare. Și avem, slavă Domnului, în activitatea noastră de-a lungul anilor, am avut și avem proiecte de foarte mare importanță. Cum arată totuși o zi din viața noastră de partener fondator al Societății de Avocatură Stoica și Asociații și cam cât timp dedicați avocaturii în raport cu alte proiecte în care sunteți implicat? Cea mai mare parte a timpului o dedic profesiei de avocat. Dar pentru că, așa cum ați spus, sunt și alte activități pe care le desfășor, mi împart restul timpului, care nu mai este foarte mult, între acele activități. Cred că secretul eficienței este organizarea timpului. Cum vă alegeți avocații cu care lucrați direct? Ce abilități vânați la aceștia? Cât de ușor găsiți oameni potriviți pentru un anumit proiect pe care dumneavoastră îl considerați important? Și, așa ca o curiozitate, știți numele tuturor avocaților din firmă? Îi știu pe toți pentru că eu i-am selectat pe toți. Și procesul de selecție este foarte simplu, chiar dacă este de lungă durată.
În bine știți, lucrez ca profesor la facultate. În anul 2 predau un curs de drept civil, drepturi reale și obligații. Acum s-a schimbat un pic structura în universitate și se predă cursul de drept civil în anul 2 și cursul de obligații în anul 3. Cu această ocazie identific studenții care mi se par a avea vocație de a fi buni juriști și vocație de a fi bun avocat. Așadar, nu este obligatoriu ca un bun jurist să fie întotdeauna și un bun avocat. Sunt calități speciale care se cer pentru a fi un bun avocat. Pe lângă o solidă pregătire profesională, pe lângă o solidă cunoaștere a domeniului dreptului, e nevoie, cum spuneam mai devreme, să ai structură de luptător. Fără asemenea structură, nu poți performa în profesia de avocat. Selectez, deci, dintre cei mai buni studenți, pe cei care au și calități, cred eu, pentru a deveni avocați, și îi invit să facă stagii de practică profesională la societatea noastră. Aceste stagii durează 2 ani până termină facultatea. Mă consult cu partenerii care lucrează cu studenți în practică și împreună decidem care dintre ei ar putea avea și calitățile profesionale, dar ar putea avea și vocația de a se integra în cultura noastră organizațională. Pentru că fiecare instituție are o anumită cultură organizațională, are anumite valori, are un anumit stil de lucru. Și este, poate pentru unii, constrângător să accepte o anumită cultură organizațională, poate nu se potrivește, atunci este bine să verificăm compatibilitatea. Și atunci, cei care sunt compatibili lucrează cu noi și după aceea se formează de-a lungul anilor. Eu cred că e nevoie de câțiva în bun pentru a te putea forma ca un foarte bun avocat, dar avem răbdare. Am înțeles. Ați anticipat un pic următoarea întrebare. Cam cât timp le oferiți oamenilor pentru a arăta ce pot și pentru a performa? Și cum îi sprijiniți în această perioadă? Ce se întâmplă cu cei care nu confirmă? Mai întâi, cum vă spuneam, este o perioadă de selecție care dă la 2 ani. Cei care sunt selectați după aceea o perioadă de stagiu de 2 ani. Dacă după aceea de stagiu sunt în continuare determinați să lucreze la noi și dacă și noi apreciem că ei s-au integrat în cultura noastră organizațională, atunci continuăm colaborarea. În general, le dau oamenilor șanse. Nu numai o primă șansă. Și a doua șansă, și a treia șansă. Evident însă că, dacă la un moment dat apare o incompatibilitate de cultură organizațională, de stil de lucru, de comportament, fără a exista nicio tulburare, în mod firesc, se produce o despărțire. Nu este niciun fel de tensiune din acest punct de vedere. După cum, în orice instituție, cum bine știți, există o anumită mobilitate a resurselor umane și chiar este bine ca o asemenea mobilitate să existe, pentru că ea creează și un spirit de competiție care e folositor. Cum vedeți competiția între casele locale de avocați care au reușit să se transforme în branduri puternice și firmele străine? Firme care poate au acces mai facil la clienții străini, reușesc de multe ori să adune în portofoliu și jucătorii autohtoni din economie. Nu am văzut niciodată o diferență netă între societățile de avocați străine și cele autohtone. De ce nu văd o diferență netă? Pentru că și într-un caz și într-altul, cei care lucrează în principal sunt avocați români. Dacă putem vorbi de diferențe, eu cred că sunt atuul și pentru unele și pentru altele. Pentru societățile străine, poate că tipul de management ar putea să fie un atu, ținând seama de faptul că în marile societăți internaționale există o cultură a managementului avocațial de decenii sau chiar de un secol. Această experiență managerială contează foarte mult. Mai contează faptul că, de obicei, aceste societăți străine de avocați vin în România atrase de proprii lor clienți internaționali care investesc în România și, deci, au un avantaj de clientelă. Dar și societățile autohtone au foarte multe aturi. Mai întâi, au atul cunoașterii mediului românesc, au atul cunoașterii oportunităților, au atul cunoașterii mediului juridic românesc, al sistemului de drept românesc. Și cred că, până la urmă, această competiție dintre cele două tipuri de societăți este benefică profesiei de avocat. Aveți o vastă experiență în avocatură. Cum vedeți dumneavoastră că s-a schimbat avocatura și peisajul juridic în ultimele două decenii și cum credeți că va arăta avocatura de business, la ea ne referim, peste 5 sau 10 ani?
Profesia de avocat este o profesie liberală. E adevărat că în România ea se schimbă radical după prăbușirea comunismului, deci de 20 de ani, spre dumneavoastră. Transformarea acestei profesii liberale însă în lume a început de multă vreme, după cel de-al doilea război mondial mai ales, dar poate chiar mai de mult. Care este principala transformare? Coordonatele profesiei liberale au fost dublate de un mediu societar corporatist în care se desfășoară activitățile avocatiale, nu numai cele de consultanță, chiar și cele de litigi. Se produce o transformare a profesiei de avocat. Dacă în România, multă vreme, profesia de avocat, ca profesie liberală, ca toate celelalte profesii liberale, presupunea o notă puternică de individualism, în ultimul timp, ideea de echipă a devenit cel puțin la fel de importantă ca ideea de personalitate individuală. O societate puternică de avocați trebuie să țină seama de ambele dimensiuni. Trebuie să aibă personalități puternice, individualități puternice, dar trebuie să aibă și arta de a pune în echipă aceste personalități. Aceasta este transformarea cea mai importantă care s-a produs și nu cred că peste 5 sau 10 ani se va schimba cursul acestei evoluții. Cred că din potrivă se va accentua. Împreună cu doamna Stoica, partenera de viață și de afaceri, promovați, spuneați poezia, scrieți cărți, participați la șoiete culturale. Mai găsiți timp pentru toate acestea pe lângă avocatură? Vă împlinesc, vă completează formația de avocat? Este o complementaritate între toate aceste activități. Și eu cred că nu trebuie să rămâi doar la strictă specialitate niciodată. Mai întâi, ca avocat mai ales, o profesie cu totul specială, e nevoie de un orizont cultural mult mai larg. Formația culturală trebuie să dubleze formația de avocat. Iar când e vorba de vin, cred că e o foarte mare legătură între cultura vinului, pe de o parte, și această profesie de avocat, legătură care poate fi realizată de-a lungul secolului și pot fi date exemple din foarte multe țări și cred că s-ar putea cobura în timp până în romantică. Este o complementaritate între aceste activități. Ce va urma? În avocatură încep să se schimbe generațiile, oamenii care conduc firmele. Ați luat până acum în considerare posibilitatea de a face un pas în spate împreună cu soția dumneavoastră, celălalt fondator al Stoica și Asociații? Care sunt planurile de viitor în privința societății de avocatură? Pasiunea nu este niciodată la pensie. Fiind vorba de pasiunea pentru drept, nu am cum să mă retrag din domeniul dreptului. Până la sfârșitul vieții mele voi rămâne pasionat de drept. Ca urmare, profesia pentru noi nu este doar o activitate care să se termine prin ieșirea la pensie, prin retragere. Nu ne putem retrage din domeniul care este practic esențial pentru viața noastră. Ce se poate întâmpla în viitor este ca o parte din atribuțiile manageriale să fie preluate de ceilalți parteneri. Iar acest lucru se produce deja de cel puțin 7-8 ani. Încet, încet, atribuțiile manageriale se preluate de partenerii noștri, dar profesia ca atare de avocat va fi în continuare aproape de sufletul nostru și, cum spuneam, pasiunea nu este niciodată la pensie. Ce vă vedeți făcând peste 5 ani? Mai degrabă vinuri sau tot avocatură? Și avocatură și vinuri, dar mai bine decât acum.